Salut, dragă! Salutare! Mulțumim pentru încrederea acordată în participarea în campania noastră 100 de ani de la Marea Unire, 100 de companii, 100 de stărăunești. Foarte scurt, după vizita care am făcut astăzi la voi, două întrebări. De ce ai devenit doctor? De ce ai devenit medic? Care a fost? Unde a provenit? Din ce pasiune? Sau? Ai spus foarte bine. În primul rând e o pasiune. A fi doctor este, într-adevăr, zicem așa, o meserie, dar de fapt e o artă. Ca orice artă, trebuie să provină din pasiune, succesul și posibilitatea de a desfășura o astfel de activitate medicală. Pasiunea trebuie să te conducă în primul rând. Având în vedere că tu tratezi omul, tratezi sufletul omului, trebuie să ajungi acolo și niciodată o mașină nu poate să ajungă în sufletul omului. Super! Și atunci pasiunea m-a condus și plăcerea de a trata și a vindeca oamenii și de a-i vedea fericiți. Foarte frumos! Cu alte cuvinte, de a-și găsi echilibrul. Pentru că echilibrul vine atât din păstrarea funcției organismului, cât și din frumusețea pe care noi putem să o acordăm. Îndeosebit din partea de stomatologie, când redăm nu și funcția, dar redăm și frumusețea. Și atunci toate aceste lucruri, de fapt, aduc omul a-și găsi echilibru. De fapt, toată viața noastră este căutarea echilibrului. Foarte frumos și foarte să-l căutăm și cel mai greu lucru să-l menținem. Și a doua întrebare ar fi, din nou, foarte simplă, zicem, de ce ai decis să performezi în România și să activezi, să te dezvolți, să nu pleci, să nu părăsești România? În primul rând m-am născut în România. În primul rând sunt român. Și pot să spun că România mea și România noastră mi-a acordat și atunci când m-am născut, deși m-am născut în altă epocă, epoca comunistă, și în epoca post-comunistă, mi-a oferit toate condițiile să evoluez. Să evoluez până unde am ajuns astăzi. Partea cea mai bună este, într-adevăr, că am evoluat, dar și mai bună este că pot să ajut și pe alții să evolueze și să-și găsească rostul în viață, atât în România, cât și în străinătate. Faptul că n-am plecat din țară, eu zic că este un lucru foarte bun, pentru că trebuie să tratăm și pacienții de aici. Au și ei nevoie de noi. Și pe de altă parte, chiar dacă alții pleacă în străinătate, eu zic să o facă cu responsabilitate și să întotdeauna să găsească ceva mai bun acolo, unde să se poată desăvârși, dar să nu uite niciodată că sunt români și de unde au plecat. Noi nu trebuie să uităm niciun lucru, niciodată un lucru. Noi nu avem, țara nu are obligații față de noi, noi avem obligații față de țară. Mulțumim!